Salut, bă, șacalor, ce faceți? V-am primit foarte multe mesaje. Băi, Snic, cum ați creat pancakes, mă? Sau, mă rog, bă, cum ați creat pancakes? Cum ați creat gang-ul ăsta? Vrem și noi să știm. Și am zis, da, o să vă explic cum am făcut toată treaba asta în timp ce o să vă arăt cum a luat naștere primul nostru videoclip ca gang. Salut, bă, șacalor, ce faceți? Bine ați venit la noua mea casă în cartierul rezidențial din Brașov. Uitați ce panoramă am în spate. De fapt, nu e casă, e conac. Totul a început de pe data de 22 iunie când am fost la YouStars la București. A fost o experiență mișto, a fost o grămadă de oameni și pur și simplu am fost cazat să stau în aceeași cameră cu Geleu și cu Sinner, probabil știți. Am văzut că super mișto oamenii ăștia, am râs o grămadă, frate, și le-am zis eu deodată, era 5 dimineața, cred că și le-am zis. Bastien, ce faci de mine acasă? Nu e ceea ce... Pa. Dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom. Bă, hai bă să ne facem un gang, frate, ce ziceți? De ce să fie doar un gang, mă? Dar noi de ce nu putem să... De ce trebuie să fie doar unul, frate? Ce are în state, peste tot, trebuie să fim și noi. Li s-a părut cool, da? Și nu a fost un răspuns concret. Adică nu a zis nimeni nimic, am zis da, așa la glumă, știi? Bă, dar vreau și eu să intru. Primiți-mă în casă. Hai în casă, YouTube. Uite ce conac am aici, să mor eu. Acum că te-am primit, trebuie să te apuci YouTube. Poți să mă filmezi ca să mă apuc de YouTube? Asta-i patul meu. Da, ăla e patul lui. E doar un pătru din cașmir la 800 de euro. Asta e un ventilator, l-am luat când am fost în Noua Zeelandă, am dat doar 4000 de euro pe el. Acolo desene pe care le-am făcut cu ochii închiși. Am acolo un televizor mare, filmează televizorul. Filmează-mă pe mine lângă televizorul ăsta mare. E foarte mare, gen. Atât. Nu facem, îmi ții doar mare. Sâmbătă seara după eveniment ne-am strâns toți în cameră la noi, bineînțeles că unde putea să se strângă toată lumea, unde am cunoscut mai mulți oameni, știi, în cameră la noi, bine, știam, dar i-am cunoscut mai bine. Acolo a fost și Cezara, unde am cunoscut-o prima oară ca fată, așa, ca persoană, bine, nu prea am vorbit cu ea, dar stăteam gen lângă ea, eram toți acolo și am zis, a, da, faci YouTube, da, bine, ne cunoaștem acum. Tot în seara aceea, pe la 6 dimineața, când ne pregăteam și noi să ne culcăm, a intrat efectiv Pican cu Cringe Alert, cu Venger, cu toți, a intrat la noi în cameră și ne-a zis o porcărie, o mare porcărie. Așa am ajuns să-l cunosc și pe Pican, cum intră el la 5 dimineața și zice, bă, care vrea să-mi vadă lung anul? Așa l-am cunoscut și pe Pican. Tu eres hermanoso y en el metal me voy a cargar. Și așa a venit și duminică, ziua în care trebuia să plecăm. Eu aveam tren la 2, cred, și trebuia toți să fim acolo, să vină cu mine, să mă ducă la tren, dar ce am zis? Bă, hai mă să filmăm o colaborare. A filmat Sinner, am filmat eu și a filmat și Cezara. Ăsta a fost primul videoclip în care am apărut la Cezara, în care am cunoscut-o efectiv. Și așa am cunoscut-o și pe Cezara. Bun, așa mi-am cunoscut gang-ul. Următoarea zi, duminică, aveam tren la 2:30 și trebuiau toți să vină cu mine să mă duc la tren, știi, să plec acasă, un gest frumos, cum de altfel. Suntem aici cu producerul nostru, omul de bază. Suntem ne flexăm, mergem să tragem. Hai că am dat o cameră de mergem să tragem clipul. Mamă, deci geaca aia. Deci numai tu te vezi, nu se vede nimic în afară de geacă. Hai să ne pornim că avem, avem mult. Ok. Mergem gang-ul pe jos, marșa. Mergem gang-ul pe jos. E ok. Aha, o să-ți faci papuși maro. Bă, dar mi-e frică, bă. Bă, am venit să-mi trag melodii și să mă flexez. Ce merg prin noroi. Dai. E ok. Pa. Ajuns acasă după aproximativ o săptămână, dacă nu mă înșel, chiar și mai puțin. A făcut Pican un live, știi cum face el, și a făcut un live. Eu eram în cum făcut Geleu, dacă nu mă înșel, și cu Sinner și eram cu ăștia, știi? Cum făcea el live, eram cu ăștia și am zis, bă, hai bă să ne facem un gang. Bă, nu știu ce, hai mă să ne facem un gang. Le-am zis, hai să ne facem un gang. Îi dau mesaj lui Pican acum. Băieți, în caz că nu știți cum să faci YouTube, ăștia stau bine mersi în mașină. Uite, da, gas. Nu, mă vezi, dar gata, pleci. Ordă, ia mare, man. Bună ziua. Bă, are spin! Are spin ușor!
Bă, bro, închizi pe camera, te rog. Gata, bro. Tinerul a zis că se bagă, a zis și geleu că se bagă. Eu mă băgam și eram pe live la Pican și am zis: "Bă, Pican, hai să ne facem un gang." Reacția lui Pican a fost de mai pomenit. Cum, bă, vrei să ne facem un gang? Mamă, ce-mi plac gangurile, nu mai pot, hai să ne facem gang, știi? Asta a fost prima lui confirmare. A doua a fost când l-am întrebat pe Facebook, chiar a zis că se bagă, am și făcut grupul. Fix atunci. Eram hype, era totul o glumă, adică mi-a trecut mie prin cap să ne facem un gang și am zis: "Bă, dar ceva nu merge, mă. Ne mai trebuie cineva, ne trebuie o fată." Aveți port audio? O să faci ce vrei tu și ce vreți voi. De acum că voi comandați. Noi comandăm. Am venit aici să facem o melodie. Ce vă punem? Melodia ta. Am piesa, sperăm să vă placă. Andrew, unde? O ai tu pe telefonul tău? La studioul prietenului nostru și acum mergem în oraș să o filmăm, să facem videoclip. Care e, mă, prietenul? La cine asta? La el. La el. De ce facem mâna așa, gen? Uite ce am aici. Păi face, așa imaginează, nu știu dacă mai știi la Zic și Luther când era cu borcanul ăla de castraveți și ține așa. Hai să mergem. Păi, mergem. 3, 2, 1. Oh my god! Queen! Slay! Dar pe mine mă doare mâna de la camera asta. Dă-mi cu-o. Cine? Gata, de acum începi, mă, ăla e geleu. Bă, cine e ăla de lângă geleu? E cumva Nic. Nu prea știu fete în viața reală, dar băi, pe YouTube mă gândeam, bă, cine, mă, cine să mai fie? Aaa, Cezar, am vorbit, cred că 7 minute cu ea, hai să o întreb. Direct i-am dat mesaj pe Instagram, bă, scuze că-i cam direct, dar vrei să te bagi în gang-ul nostru? Bă, a stat așa și a zis, da, vreau să mă bag. Și uite, așa ne-am făcut noi prima formațiune de gang, asta a fost primul gang wannabe. Noi, era totul o glumă. Ne-am pierdut multe seri pe Discord, stăteam până dimineața, am făcut live-uri împreună, am trecut peste probleme împreună și uite, așa s-a întâmplat o chestie și mai rea dintr-o dată. Cu aia să întrebe lumea de ce aveți un șantierist cu voi, jur? De ce aveți un șantierist cu voi? Să vă sape, nu știu, drept. Bă, la mod așa se face. Fiți atenți. Eu chiar merg prin Brașov cu chestia asta, e ok. Mai tare, hai! Cântați că după ce faceți mem, mamă. Nu vreau să doar ăsta. Stai, nu-mi place ideea. Stăm pe bancă și pe tot ce facem să ne aplicăm. Dacă nu știi piesa, mimează! Știu versurile și trasă-te. La fel ca mine. Stăteam toți pe Discord și deodată Cezar îl bagă pe Andrew în confă. Andrew, știți pe Andrew, frate, producătorul, eu omul de bază la gang-ul ăsta. Îl bagă în confă și a zis: "Bă, hai să fie și el în gang." Bă, eu nu știam cine și am zis: "Da, frate, dar de ce nu? Hai să fie și el în gang, frate." Și ne-am format 6 în gang. Eu nu știam că el are treabă cu muzica și ne-am băgat în gang. Cred că următoarea zi, dacă nu mă înșel, intră Sinner deodată în confă și ne spune: "Bă, eu nu mai vreau să fac parte din gang. Vă urez multă baftă, toate cele." Eu și ăștia am crezut că glumește, frate. Am început să râd, ne-am bătut joc, știi că n-avea de ce să ia. Era totul prea hype, eram toți, da, bă, avem gen, chiar facem treaba asta. Suntem aici, facem poze în KFC, adică, mă rog, ei fac poze, noi suntem irelevanți, salut, geleu. Andrew, ce-i mai relevant dintre noi? Noi suntem irelevanți. Mamă, e 15 ori când trecem pe aici, suntem YouTuber wannabe, frate, și nebun la cap. 5 gang low budget. Suntem, da, dar așa, da, deja mi-am zis să spune că suntem 5 gang low budget. Bă, ce slab sunteți. Da? Ce? S-am filmat-o. Asta înseamnă că ne refuză? Bă, hai la ultimul. Da, e ok. E liber. Ok, hai în asta. Mamă, după 5 taxiuri. Vlogul continuu, suntem la parcul de distracții. Tragem un cadru aici. Mă rog, voi o să vedeți asta după ce punem piesa. Lol, dar ce beleai. Marș. Bă, dar oare ilegal ce facem aici? Eu zic să furăm mătura și să plecăm. Gangul nostru pe hai, dar nu țipa mai. Ei, n-are vanță. Da, și face după, nu. Da, mă bucur că luați în bătaie de joc ce v-am zis eu. Cam aceasta a fost și ne mai vedem. Știi, ca un outro de la videoclip. Am rămas masca, am încercat să-mi convingem. N-a vrut și aia am rămas noi. Noi deja terminasem piesa. Am zis, bă, apărim ca gang. Bă, cum facem chestia asta? Avem un gang, adică e tot o glumă. Ce-i treaba asta? Suntem de o săptămână jumate. Pe Andrew știam de 3 zile, mă. De 3 zile, oameni buni. Ne-am făcut versurile, ne-am făcut un instrumental, i-am dat ce am dat și pac, frate, ni le-a pus el pe voce acolo, pe instrumental, a sunat blană, frate, și am zis, bă, când ne vedem. Băi, eu zic, mai bine trage și cu cadrul ăsta să fie tot blurat în spate. Băi, ce fain e cerul. Cezare, exclusiv fashion, eu acolo trag mor. Trebuie să ne luăm rămas bun. Mă ține cu noi. Ca să vezi cât de rupt suntem. Pa, omule. Paraschiv, ne mai vedem. Pa. Înainte ne dai clipul să reacționăm. Urmă. Pa. La cantonament. Pa, băieți. Adio. Mersi pentru tot. Pa, pa. Pa.
Deci acum 3 minute zicea că nu mai poate, e moartă. Acum a fugit după mașina lui Teo, ești nebun la cap. Eu inițial credeam că mai stăm să ne cunoaștem, nu știu ce, era duminică seara, știi, și am zis: "Bă, dar când ne vedem, frate? Peste 2 săptămâni, o săptămână, peste sâmbătă viitoare?" Și deodată se lasă liniște: "Bă, ne vedem marți dimineață." Poftim? Dă-i tate și caută repede bilete, interesează-te, du-te, ia-ți acolo, pleacă, fără de că trebuie să pleci peste o zi, nici nu mă așteptam să plecăm așa. Și uite așa ajungem la vlogul ăsta pe care îl vedeți voi în prezent, cu ce am făcut noi acolo. Ne-am strâns, am stat toată ziua în studio și am tras la piesă, am lucrat-o, Andrew a făcut cea mai bună treabă. Aveți instrumentalul în descriere, deci omul ăsta este genial. Și uite așa, a doua zi, adică miercuri, am stat toată ziua în Brașov să filmăm videoclipul. Acele mii de cadre, căci am filmat foarte multe videoclipuri. Avem a... Și geleu, care e lecția ta preferată din istorie? Nu știu, aceea cu... Ai grijă, cu Stryker, Stryker. Eu ți-am zis, ți-am povestit despre Balzac. Puteam să-ți povestesc. A fost sare pentru că nu ne așteptam, a venit Teo, a venit Bode, a venit Cristi Manelescu, a venit Ciupi, a venit un tip Andrei, au venit toți să ne ajute să filmăm videoclip, au stat cu noi și ne-au ajutat efectiv din inimă, a fost foarte tare. Da, și noi că credem că e o glumă, adică noi nu ne dăm seama că chiar e un gang, îi vine multă lume, e invidia asta, că de ce trebuie să mai fie, nu există doar unul în țara asta, de ce? Noi am ajuns acasă și de vineri am stat numai pe videoclip, numai pe editat, numai pe tot, am stat numai să fie totul fain, pe thumbnail, pe versuri, pe tot, să fie totul bine. Vreau să punem piesa duminică, dar nu era gata și am zis să o punem luni, eram foarte obosit și am pus-o luni. Iată-ne aici cu piesa care urcă spre 200.000 de vizualizări, e totul bine, lumea apreciază, multă lume nu înțelege, dar o să fac un video în care explic toată treaba asta. E urât pentru un artist sau, mă rog, da, o să zic pentru un artist să-și explice treaba, pentru că nu așa se face. De obicei în artă lași omul să înțeleagă ce vrea, dar am văzut că multă lume e aici, e closed mind și multe persoane la care nu mă așteptam să fie așa, sunt persoane mature care chiar nu înțeleg ce am vrut noi să facem, dar o să vă explic eu, dragii mei. Deci această zi obositoare s-o încheia mirobolan pentru mine, pentru că am fost acceptat de către mama Cezarie aici de față. Să Româna, recomand fiicii dumneavoastră să citească foarte mulți scriitori din perioada interbelică, sunt extraordinari, vă pot contacta pe Facebook, pot să vorbesc cu ea. Bă, cred că mai rămân eu aici. Bă, Cezara, dă-mi și mie încărcătorul tău. Vorbeam din viitor, piesa a ajuns în prezent și vlogul deja a trecut, deci e foarte tare, am vorbit la toate timpurile, a fost super fain, mie mi-a plăcut ideea asta de vlog. Da, cam asta e treaba, ăsta e gang-ul nostru, suntem pancakes, de la ce vine pancakes, de la clătite, frate, și dar nu v-am explicat cum a venit treaba asta. Cea Cezara ceva de clătite, că știe să facă clătite, eram pe Discord și am zis, noi inițial voiam să ne numim Tulei, știi, gen Tul, 2 L, A, Y, știi, Tulei, nu știu de ce v-am să ne numim așa. Și mă gândeam, bă, mă gândeam, cookies, pancakes, frate, până că capa să, bă, ești nebun, ce genial. Vă las, eu mă duc pentru că am multă treabă cu gang-ul, e totul foarte hype, trebuie să mai facem videoclipuri și ne vedem. Aveți grijă de voi, un follow pe Instagram, o treabă, un instrumental în descriere dacă vreți, orice, să fie bine și ne vedem. Pa, bă! Am mulți abonați, mă flexez, am tot zic chestii nonsens, am chestii, nu mă doare buzunarul, fac versul cu dicționarul, dintr-un mânt banii, dam fanii, merg la DM să scop banii, fac hit-ul nici filmă drăguță, dar mare playback măruță, nu m-am vândut, sunt loial, nu sunt influencer național, sunt global, clickbait-ul-i sarea în bucate, știi că de